Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este avocatul Ion Dron, președinte al partidului PONA, fost viceministru al justiției, ex-judecător. Domnule Dron, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, bună seara! Domnule Dron, vorbeam eu ieri cu un prieten de meu și îmi povestește acesta că a fost la țară zilele trecute și că ale sale rude tot îl întrebau una și aceeași. Ce facem noi duminică, 21 mai? Ce facem duminică, 21 mai? Pe de altă parte, pe mine toate rudele mele mă întreabă ce facem noi la iarnă cu tarifele la gazele, când se mai ieftinesc produsele, ce-i cu inflația, ce-i cu războiul, adică chestii existențiale. Dar revenind la prieten, pentru că mi-e prieten și la respect, vă întreb și pe dumneavoastră, ca să-i dau băiatului cei al băiatului. Dumneavoastră, ce faceți duminica asta pe 21 mai? Duminica aceasta, 21 mai, voi sta acasă. Nu voi merge la meeting, fiindcă, din punct de vedere politic vorbind, ca și președinte unei formațiuni politice, nu vreau să fiu complice la derapajele de la normele democratice la care asistăm de 2 ani încoace. Nu că nu ar fi fost derapaje și la alte partide și la alte guvernări. Problema e că ăștia au spus că sunt altfel. Și dacă pe scurt să le luăm pe rând, Republica Moldova de un an și ceva se află în stare de urgență. Avem situații excepționale. Lumea a uitat de acest lucru, fiindcă viața cotidiană este așa cum este. Dar ăștia și-au băgat o hotărâre de guvern prin care au constituit în Republica Moldova stare excepțională. Și ce înseamnă această stare excepțională? Să începem de aici. Stare excepțională înseamnă că un grup restrâns de persoane astăzi, practic, gestionează treburile în stat, atenție, prin derogare de la cadrul legislativ existent, în condițiile în care actuala guvernare are majoritate parlamentară, controlează guvernul, adică pot adopta în regim de urgență, în regim alert, orice proiect de lege, orice hotărâre de guvern. Nu este justificată absolut cu nimic această stare de urgență. Sub pretextul, sub acoperirea acestei stări de urgență continuă, în mod, să-i spunem așa, arbitrar prealocuri, de ce spun arbitrar? Fiindcă prin derogare de la lege, cu proceduri simplificate, au închis câteva televiziuni de opoziție. Fără a fi explicat acest lucru, dacă ar fi fost procedurile legale, am fi știut cu toată lumea de ce le este sesizată activitatea. Dar să lăsăm asta. Cineva poate să spui că lupta cu propaganda și tot așa. Dar închiderea, sistarea activității unor instituții media înseamnă încălcarea dreptului accesului la informații. Mai departe, având această stare de urgență, băieților șmecher le permite să facă derogări de la legea generală a tot ce înseamnă achiziții publice și toacă banii pe alocuri, cheltuie banii în așa fel încât noi nu mai cunoaștem cum sunt cheltuiți. E bine, nu? Ai Constituție, ai Parlament, ai Guvern, le-ai dat într-o parte, ai constituit stare de urgență și un grup de 7-8 persoane gestionează tot în stat. Legea încurcă, adoptăm hotărârea Comisiei Excepționale. Câte hotărâri a Comisiei Stări Excepționale au fost adoptate prin derogare de la legile existente? Apropo, ei au și stabilit că nu pot fi supuse aceste hotărâri pe alocuri și controlului judiciar în mare lor măsură. Mai țineți minte, dacă facem recurs la memorie, că aceeași comisie, prin derogare de la lege, prin derogare de la Constituție, au adoptat o hotărâre prin care noi am plătit facturile post-factum cu data din urmă. Și tot așa, să mergem mai departe, se vorbește despre această reformă a justiției. Potrivit avizelor furnizate de către Comisia de la Veneția, tot ce ține de procesul legislativ privind reformarea acestui sector, proiectele de lege sau amendamentele la legile existente sunt elaborate în mare grabă,
fără dezbatere publice de substanță, fără a fi pus, fără a fi antrenați în aceste dezbateri specialiștii în materie, fără a fi informat publicul larg, în plus aceste legi, potrivit avizelor Comisiei de la Veneția, nu că au redus, dar au consolidat controlul politic asupra întregului corp de procurori și judecători. Mai nou, amendamentele venite la legea Serviciului de Informație și Securitate, în opinia Comisiei de la Veneția și a Centrului de Cooperare sau de Securitate de la Geneva, spun aproape textual că este un proiect de lege care înseamnă dictatură, este un proiect care înseamnă omnipotență și acolo un adjectiv este folosit. Dincolo de asta, pe fundalul când fermierii noștri anunță sau bat alarma că intră în incapacitate de plată, în insolvență, pot intra în faliment mai apoi, pe motiv că cerealele din Ucraina au inundat piața din Republica Moldova, adică au scăzut prețurile la cereale, pe acest fundal în luna aprilie prețurile la pâine au crescut cu 18,7%. Adică o pâine care în luna aprilie era 8 lei, acum în luna mai o cumpărăm cu 1 leu și 41 de bănuți. Nu cu 40, nu cu 20, mai scump. Pe fundalul, când prețurile la grâne, adică tot ce înseamnă materie de panificație, prețurile sunt reduse. Prin urmare, ce vreau să spun? În condițiile în care țara este gestionată de un grup de persoane, asta înseamnă să vii acolo în piață, să fii complice la tot ce înseamnă lipsa transparenței în gestionarea banilor publici, tot ce înseamnă transparență la adoptarea actelor normative, să, dincolo de asta, să încurajeze aceste acțiuni mai departe, fiindcă partea proastă a lucrurilor este, atenție, când au venit la putere, au anunțat că noi facem tot fiindcă avem girul cetățenilor. În condițiile care au simțit că acest credit din credere acordat a fost cheltuit aiurea și fără eficiență, ei vor un alt credit de încredere. Iar acest meeting anunțat este de fapt solicitarea unui credit de încredere ca să continue așa cum au început. Prin urmare, după acest meeting, retorica va fi: nu aveți ce ne critica. Noi facem bine. Este drept dovadă prezența masivă a oamenilor în piață. Ei au nevoie de acest lucru. Mai departe, prezența masivă acolo vor da încurajare în continuare la aceste acte obscure de tocare a banilor publici. Să fii acolo astăzi înseamnă, de fapt, să fii de acord cu băgarea pumnului în gura cetățeanului nemulțumit, dacă vreți. Nu spun patetic, fiindcă astăzi efectiv ne este băgat pumnul în gură. Și apropo, sunt invitat în piață când eu, primind invitația dumneavoastră, la minutele de respiro, în croiesc așa minte pe undeva ce aș putea să vorbesc, ce nu aș putea să vorbesc în platou aici astăzi. Sunt dator să mă autocenzurez, lucru cel mai prost pe care îl trăiesc astăzi. Nu l-am trăit nici pe vremea guvernării oligarhilor aici în Republica Moldova, să mă autoîncenzurez în spațiu public. Știți de ce să mă autoîncenzurez? Ca să nu fie închisă televiziunea dumneavoastră. Iată, pe fundalul la toate aceste derapaje de la normele democratice, de obstrucționarea libertăților, de băgarea pumnului în gură, de sărăcirea cetățenilor, să mergem ce? Să aplaudăm? Să încurajăm în continuare? Am zis nu. Nu vreau să particip, nu vreau să fiu complice. Partidul nostru a și făcut o declarație de presă în acest sens. Nu. Declarația noastră și ceea ce spun eu nu este un îndemn de a nu merge sau de a merge acolo. Să fie limpede. Fiecare cetățean trebuie să decidă în cuget și cu inimă. Important este să facem un exercițiu de a pune mușchiul gândirii în lucru. Și pe acest fundal folosesc ocazia să spun, Partidul Pona nu este în opoziție cu cursul european. Noi, prin definiție statutară, suntem un partid de centru-dreapta, de vocație europeană. Încă de la fondare suntem
într-o familie cu partidele soră din rețeaua internațională și europeană, alături de partidele din Germania, Elveția, Olanda și tot așa. Noi suntem în opoziție cu politicile acestui guvernări, iar ca om, eu sunt împotriva celor care încearcă să mă limiteze, să ia dreptul la libera exprimare. Domnul moderator, primul drept care l-am obținut noi, cei care am trăit în fostul sistem, a fost dreptul la libertate de exprimare. Astăzi acest drept, primul drept odată, domnul Din, astăzi ne este obstrucționat. În continuare se încearcă după obstrucționarea dreptului, fiindcă sunt liste, circulă liste pe internet ca pe... să facem recurs la memorie, că noi întotdeauna ne întrebam, domnule, cum au fost făcute aceste deportări, de unde cunoșteau ei listele celor care urmează să fie deportați, fiindcă cei care venise comisare de pe acolo, oricum erau străini pe acest pământ, localnicii făceau listele. Astăzi pe internet circulă liste întocmite de către militanții acestui partid, de către unii deputați, și am citit aceste liste și mă sunt onorat că sunt primul în listă, care sunt întrebați, băi, cine vin în spațiu public să ne dea lecții de felul ăsta? Adică cu acei oameni care fac listele ca pe vremea marelor deportări, pe vremea comunistă, astăzi eu trebuie să merg în piață că aveți, Doamne, să nu fiu eu etichetat că sunt putinist sau sunt rus. Asta vor pune etichetă. Le va reuși sau nu va le reuși, este treaba lor. Fiecare om trebuie să decidă, dar înainte de a merge încolo, folosesc această ocazie și spun, crezul fiecăruia dintre noi ar trebui să fim oameni liberi. Oameni liberi de a gândi, de a face, dar pentru asta trebuie să punem totul la îndoială, să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Clar, lucru de a crede e mai ușor decât a gândi în fiecare zi. Dar dacă nu încercăm să căpătăm aceste deprinderi, nu avem nicio șansă. Până la urmă, pentru acest, care va fi efectul? Sau de ce se dorește? Dacă dăm la o parte ce am vorbit eu până mai sus. Lumea a votat masiv acest partid, fiindcă i-au spus că vor să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Au obținut acest mandat. Cine au spus că lumea este împotrivă de a merge spre Uniunea Europeană? De ce este nevoie de acest lucru? Mai e nevoie de o confirmare? Confirmarea nu se face pe Maidan. Confirmări de acest fel, cei ce țin de politicile strategice externe, da? Le fac prin vot. Anunțați alegeri parlamentare anticipate și chemați oamenii la urnă, prin care le spuneți că unul din scopurile noastre este să obținem girul dumneavoastră încă o dată, că mai avem puțin și ajungem acolo în Uniunea Europeană. Asta nu o fac. Dacă nu o fac, înseamnă că este o manifestare de partid. Până la urmă, este încercarea de a vedea care sunt capacitățile. Cred că Pendeva lua în calcul și chestiunea, la un moment a fost și de a lua în calcul chestiunea dacă pot comasa pe undeva alegeri locale cu alegerile parlamentare, provocând niște alegeri parlamentare anticipate. Dar se pare că au renunțat la această idee, deci spun că aceasta a fost valabilă, această ipoteza noastră, fiindcă ei vorbeau foarte puțin despre alegerile locale, sunt în cădere liberă în sondaje, vine o iarnă care va fi mai grea decât a fost, pe motiv că în iarna trecută am intrat cu puține rezerve, mai avem ceva prin camară, prin debară. Acum noi suntem sleiți, nu reușim să mai acumulăm ceva bani pentru a-i pune acolo deoparte. Uh-huh. Și atunci, la următoarele alegeri 2025 sau 2024 care vin, ar putea să fie o cădere dramatică. Prin urmare, a fost o soluție. Dar de acum circulă prin sate, ziare, sunt telefonat și vreau, circulă de ziare a partidului PAS, care încearcă de acum unii lideri să-și promoveze imaginea la funcția de primar. Prin urmare, alegeri locale vom avea, cu toate că se vorbește puțin și vor fi, se pare, separat de alegerile parlamentare. Atât am vrut să vă spun. Domnul Dronda, nu credeți dumneavoastră că prin acest eveniment se încearcă de asemenea consolidarea opoziției extraparlamentare? Iată, probabil ați văzut, la președinții au fost 10 șefi de partide, a stat aceeași masă cu doamna Maia Sandu, au vorbit despre Europa, despre integrarea, nu știu, în Statele Unite sau Uniunea Europeană. Bun, dumneavoastră, poate din gelozie, când ați fost invitat, ați putea vorbi un pic altfel, cu răutate, dar așa, dacă să fim reci,
E de apreciat asta. Eu, da, aveți dreptul să evocați această ipoteză, dar eu nu vorbesc cu răutate. Aș fi fost în dificultate dacă aș fi primit această invitație. Dacă primeam această invitație, nu aveam cu ce justifica, adică, bun, e o chestie să vii în platou să vorbești de pe platforma politică a partidului când ai o decizie luată acolo în comun, care ar trebui să fie atitudine, și altceva când ești telefonat în mod privat, vă rog, veniți la o discuție. La nivel personal este mai complicat mai apoi să vii și să renunți, să spui de ce nu mergi. Te frămânți mai mult, e o luptă între omenescul și responsabilitatea mesajului public și tot așa. Mulțumesc că nu m-au invitat, fiindcă oricum nu onoram această prezență. Cei care au mers acolo e de competența lor din punct de vedere a partidelor. Nu sunt în drept eu să le dau rechizitorii sau sentințe, au procedat corect sau nu. Eu mi-am explicat ce înseamnă complicitate. Eu sunt convins că ei vor plăti. Dar în plan politic să vorbim, se încearcă acum clar lucru de a căuta sateliți. Ăștia vor fi sateliții partidului PAS. Prima fază a fost și a fost una deschisă, aducerea masivă a unui singur partid. Ăștia care au fost, au roit astăzi pe acolo din unele partide, ei au fost pe post de băieți de minci și în alegerile prezidențiale, cu promisiunea că vor merge în aceeași garnitură sau pe aceeași platformă în alegerile parlamentare. Dar a ieșit președintele partidului atunci și Grosu, dacă nu greșesc, și a spus, nu rămânem de unul singur. Au răbufnit unii, că au înțeles că au rămas cu buza înflată. Acum se încearcă pe undeva, încă o dată, același exercițiu. Unii nu au cum să n-o facă, fiindcă finanțările lor care vin, să-i spunem indirecte, vin de acolo, de unde vin și pentru partidul PAS. Ei nu au cum să nu justifice neprezența acolo. Sunt partide care la prima ieșire, cu titlul de exemplu, nu dau nume, dar cine citește atent în spațiul public, la prima ieșire a Maia Sandu că Republica Moldova există un plan de destabilizare conform serviciului de informații din Ucraina, unul din partide a ieșit, este o declarație nefondată ca la două zile să-mi dea replică în platou că, domnule, nu e făcătură declarația asta, este pe bune. Acum când a venit același îndemn să veniți în piață, la fel, e o chestiune de partid ca la trei zile să-și schimbe mesajul, să vină. Astea sunt lucruri firești, noi știm pe scena politică cine și a cui jucător este, dacă să-i spunem jucător, că nu vreau să folosesc alt cuvânt, vreau să fiu elegant, se încearcă până la urmă să încheiem acest subiect. Constituirea unei așa numite alianțe, dar până la urmă sateliții partidului PAS, care fie vor merge pe liste, fie vor lucra din greu, ca în următoarele alegeri, fie anticipate, fie acolo la zi, cei care se consideră de dreapta pro-europeni să aibă o majoritate. Dar nu pot. De a fi pro-european, asta nu înseamnă să fii unul prin declarații. Asta trebuie să o simți, asta, să o trăiești. O chestiune până la urmă de integritate. Când vorbesc de integritate, înseamnă să respecti legea, să fii umil atunci când este vorba de Constituție. Iar voi când mergeți și aplaudați, și apropo, tot pornește de la o declarație a președintelui Maia Sandu. Eu de atunci sunt într-o opoziție dură, când pe 3 septembrie 2021 a venit în spațiul public și a spus, într-un platou TV privat, noi nu avem stat de drept ca societatea civilă să-mi reproșeze mie că eu încalc normele de drept. Și de acolo au pornit toate anapoda. De acolo tot merge. Iată, sub pretextul acestei declarații că nu avem stat de drept, merg toate construite în cap și nu în picioare. Prin urmare, oamenii simt, oamenii înțeleg ce se întâmplă, au nevoie de susținere a partidelor. Dar eu vreau să fiu într-un platou de dezbateri parlamentare, îmi doresc acest cel mai mare lucru, cu cei care vor fi pe scenă cu acest partid
și cei care au fost la această întâlnire, dar dezbateri nu de 2-3 minute, ci dezbateri de 30-40 de minute, cei care ne privesc, să înțeleagă unde este fățărnicia, unde este fariseismul, unde este cu adevărat durerea pentru cel care este mai trist ca noi și unde este responsabilitatea mesajului atunci când ai declarat că eu vin să construiesc altceva ca vouă să vă fie mai bine. Domnul Dron, tot despre întâlnirea mai multor președinți de partide. Anul trecut, parcursul câtorva luni la bune, noi cei din presă difuzam informații despre acea platformă organizată de către dumneavoastră cu prezența mai multor șefi de formațiuni politice și la un moment dat nu s-a mai auzit nimic despre asta. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru care n-a fost luat în calcul. Noi am constituit această platformă, să-i spunem, haideți să-mi fie iertată această expresie, așa o platformă tehnică, da? De acțiuni tehnice. Să-i spunem, dumneata la partid aveți în dezbatere chestiunea ce ține de codul electoral, ce ține de transparența actului decizional, ceea ce ține de cheltuirea banului public. Dumneavoastră luați atitudine în partid a doilea, a treilea, fiecare suntem mici, se aude acolo un zumzet și nimic mai mult. Haideți să încercăm aceste mici voci, să le facem o voce tare pe segmentul sau pe spectrul unor probleme care ne macină din punct de vedere politic și a interesului cetățeanului, clar lucru, conexat, și să facem o listă. La prima ședință noastră am făcut o listă de 5 subiecte. Mai apoi am realizat un lucru. Cetățeanul nu asta așteaptă. Cetățeanul așteaptă o alternativă politică la tot ce este astăzi la guvernare. Ei așteptau și așteptau de la noi cetățenii, de la această platformă, acțiuni politice și nu de ordin tehnic. Luare de atitudine nu în aspect tehnic, în aspect politic. Iar în aspect politic asta prezumă acțiuni conjugate, mesaje comune, politice, etc. Și aici noi nu am fost gata. Fiindcă prea pestriți era această platformă. Unii privesc spre est, alții privesc spre vest, alții deocamdată privesc lucrurile într-un mod static, sunt la etapa de consolidare și tot așa. Povara, să-i spunem așa, percepției publice că această platformă poate fi percepută ca și o alternativă, dar una de stângă și pro-rusă sau anti-europeană, a făcut pe undeva așa, în mod tacit, să dispară. Prin asta se explică. Clar. Pe de o parte, cetățeanul aștepta un nou proiect politic, pe noi, pe de o altă parte, noi nu am fost gata să furnizăm. Până la urmă, noi nici n-am avut puterea mediatică. Să-i spunem, presiunea mediatică sau propaganda mediatică care o folosește actuala putere, pe undeva avea să ne dărâme în acest aspect. Ieșeam șifonați, ieșeam cu etichete în 2-3 luni de zile că suntem putiniști, suntem de felul ăsta. Și asta prinde. Domnul Igor Grosu numea conserve. Exact, da, păi da, exact. Vă imaginați dacă noi continuam cu mesaje politice și aici partidele au decis să își pun la risc imaginea partidului. Imaginea partidului nu. Au și un bazin de electorat acolo, pot să nu mai fie înțeleși. Prin urmare, de asta s-a renunțat. Le-a reușit, noi am reușit să ne consolidăm, puterea a reușit să ne dezbine pe fundalul acestor etichete. Până la urmă, cetățeanul simplu nu a câștigat nimic din asta și nici noi, în plan politic, ca și partide, puțin ce am câștigat. Oh, apropo de câștig, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care o să revenim. E necesară în condițiile de azi. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Dron, propun încă un piculeț să vorbim despre ale Uniunii Europene. Da, da. Satul Bulboaca devine foarte și foarte frumos. Nu cred că există vreun alt sat în Moldova care să nu fi dorit desfășurarea summitului anume acolo. Dar pe lângă faptul că Bulboaca va rămâne un sat excepțional de frumos, altceva din summitul care vine 1 iunie? Unul istoric, trebuie să recunoaștem.
dumneavoastră, pentru țară, care credeți că ar fi așteptările? Eu n-aș vrea să trăiesc într-un sat în care o zi o să fiu sechestrat în casă, cât de frumos n-ar fi el. Iar Bulboaca, după cum spune, va fi o zi sechestrat acolo. Da. Păi, dacă vorbim de libertăți. Așa, 50 de șefi, păi, de state și guverne. Păi, nu, noi vorbim de un european, vorbim de libertăți. Problema e că noi acceptăm duble standarde. Asta este problema noastră. Noi nu ne-am schimbat nimic. Acea viața noastră, 70 de ani în Uniunea Sovietică, și-a lăsat amprenta. Cum era pe vremuri, una scrim, alta gândim, da? Ceva de felul ăsta, Lenin vorbim, Lenin una scrim, alta, nu mai țin minte lozinca aia. Asta este exact. Vorbim de libertate, ținem oamenii închis în casă. Vorbim de deschidere, vorbim de transparență, vopsim iarba, vopsim drumurile înainte. Ce s-a schimbat? Dumneavoastră, cred că poate nu ați prins vremurile. Eu am prins vremurile când veneau delegații, veneau de la Moscova, pe aici, pe Chișinău, vreau pe state. Era exact același lucru. Întrebarea mea este, de ce nu i-am primit pe dânși așa cum sunt ei? Cum suntem noi? Uite, astea sunt realitățile. Uite, așa trăim noi. Că vorbeam cu cineva, drumul ăla care spre Crama aia, nu era un drum atât de prost. Uh-huh. 320 de milioane de lei pleacă acolo așa în grabă. Și atenție, dacă până la semnarea acordului de asociere moldovenii rezolvau problemele ce țin de admirarea strarea în baie, așa era, ele se rezolvau în baie, se numeau în funcție, da, se adunau la baia finlandeză și scutăreau întrebări, cine să fie președinte de judecat, cine să fie procuror, cine să fie președinte de comisie. Acum, nu știu cum se întâmplă, să hotărăsc la Cramă. Păi, nu prea departe am mers, nu? Dar știți de ce? Fiindcă noi ne-am construit absolut nimic în 30 de ani de zile. Noi nu avem o sală polivalentă de sport. Noi nu avem o bibliotecă care să ne ducă faima în regiuni, cum are Belorusia, de exemplu. Mergeți și vedeți ce bibliotecă are acolo Belorusia construită. Noi cred că nici în apropiați 100 de ani nu construim o astfel de bibliotecă. Noi nu avem un palat de cultură, noi nu avem un palat de ședințe oficiale unde să facem astfel de evenimente. Ducem pe oamenii în Cramă. Departe am mers, de la baie în Cramă. Asta este, de fapt, esența noastră. În rest, ce va fi după acest summit? Oamenii ăștia care vin în Republica Moldova o fac sincer, ei sunt în exercițiu funcție pe care o au. Că astăzi este Albania, că mâine este Republica Moldova, pentru dânsi nu contează. Noi încercăm aici să stresăm toată lumea și încercăm să transformăm acest eveniment într-o, eu nu știu, cum ar fi caderea Bastiliei sau nu știu, de felul ăsta. Nimic efectiv nu se va produce. Este un eveniment politic. Trebuie să ne bucurăm că vor veni oaspiți aici în Republica Moldova, dar întrebarea este după ce vor pleca, cu ce rămâne. Iată, în această perioadă, când discutăm despre meeting, discutăm despre acest summit, nu discutăm de fapt de ce prețurile la gazele naturale, fiind de 300-400 de dolari pe piața europeană, noi aici plătim facturile ca pentru 1000 de dolari medicul. Domnul Răcean a zis că la toamnă va fi mai ieftin. Dacă vom discuta pe acest subiect, veți vedea că oamenii ăștia habar nu au cum vom ierna noi iarna care vine, habar nu au de unde vom cumpăra gaze naturale, dar să nu trecem de la subiectul, vorbim despre acest summit. Eu cred că Moldova nu poate obține mai mult decât au obținut până în prezent de la acest summit. Faptul că are statutul de candidat estompează din acest eveniment. Iată, dacă pe fundalul acestui eveniment se obținea și statutul de candidat, da. Vă spun că a fost o eficiență acestui summit. Nu. S-o privim ca un eveniment birocratic, necesar, iar până la urmă să fim atenți ca actuala putere să nu-și folosească acest laur
laure acestui eveniment, ca o, eu știu, ca o reușită personală a partidului, care mai apoi să o fâlfâie prin alegerile care vin și noi iarăși să punem botul, să-mi fie iertată această expresie dăbovețeană aici în spațiu public. Domnule, trăim, dar noi ar trebui să fim făluși că putem face lucruri bune, dar ne fălim când vine cineva la noi, mesele alea vor fi copioase, vor fi mese acolo, domnule moderator, cu bucate în care copiii și familii de ani de zile nu mai au bucatele celea pe masă acolo. Credeți că interesează pe cineva câtă carne consumă un copil astăzi în Republica Moldova pe săptămână, dacă este necesar să consume carne? Câte alte produse și proteine necesare ca un organism de copil tânăr să crească sănătos? Avem astfel de dezbateri? Avem astfel de materiale științifice în presa noastră? Nu, avem despre summit, avem despre 2-3 actori politici și asta e tot. Și asta e tot. Vom discuta, vom fi, de fapt, sufocați de acest summit. Eu cred că vor reuși cei care vor pleca aceste două zile din oraș să beneficieze de aceste două zile și vor veni aici un grup de miniștri, vor merge pe străzile astea pustii și vor pleca în condițiile când noi primim cu atâta fast. S-ar putea să ne joace festa. Că unul, stând necunoscând starea de lucruri pe undeva, că el nu este obligat să o cunosc, să zic, domnule, la ce bucate sunt aici pe masă, la ce drumuri frumoase au, păi ei au bani aici, până în urmă. Mai apoi cum să mergi să bați la ușă, să spui că dăm, că am nevoie de bani? Iată, fățărnicia asta, duble astea standarde, ne pot juca festa. Pe când să venim, domnule, uite, avem asta. Vă primim aici cu o ceapă și cu o pâine. În schimb, priviți atent ce potențial intelectual avem noi aici, fiindcă avem alături aici un teanc de 15 proiecte. Aceste 15 proiecte pot absorbi 12 miliarde de dolari sau de euro. Aceste miliarde de dolari în 15 ani de zile pot face Republica Moldova, uitați așa cum vă arăt pe acest film, pe acest ecran. Lucrul ăsta nu se va întâmpla acolo. Nu se va întâmpla. Acolo nu va fi o demonstrație de proiecte pe care le are Republica Moldova. Se va ciocni vin și se va vorbi despre lucruri așa, la modul de general și pe undeva patetic. Se va întâmpla în felul următor. Deci doamna Maia Sandu a vorbit la plenara celui de-al patrulea summit al Consiliului Europei, care se desfășoară zilele astea în Islanda, despre democrație și schimbările prin care trece Moldova. Citez. În țările unde există voință politică, transformările sunt posibile și democrațiile devin mai puternice, iar societățile mai reziliente. Moldova este un exemplu în acest sens, avansând în ultimii 2 ani în toate clasamentele internaționale care măsoară starea democrației. Frumos spus, de tot. Cine face aceste clasamente? Dacă fac clasamente tot cei care au propulsat-o pe Maia Sandu la putere, lucrurile sunt clare. Dacă mergem după clasamentele care le face Comisia pentru Democrație prin Justiție, Comisia de la Veneția, lucrurile sunt altfel. Dacă mergem și citim sondajele din Republica Moldova, lucrurile sunt altfel. Eu cred că Republica Moldova și Maia Sandu vor avea soarta lui Gorbaciov și a Uniunii Sovietice. A plecat în neființă făcând reclamă la pizza. Cred că asta este viitorul și Maia Sandu. La fel și Gorbaciov avea plecări peste hotare și era aplaudat acolo. În schimb, pe fundalul plecărilor peste hotare, o țară, un imperiu a fost ruinat. A făcut-o intenționat sau nu este o altă întrebare. Certitudinea este că a dispărut. Tot așa va dispare și acest stat. Și nu este cel mai prost lucru. Dacă o face intenționat, bine, dar nu cred că o face intenționat ca acest stat să dispară, fiindcă până la urmă, numai unirea a două maluri prut pot salva acest teritoriu atent de o catastrofă umanitară. Toate aceste retorici despre democrație pălesc pe fundalul restricțiilor la dreptul de informare, închiderea televiziunilor în proceduri simplificate, pălesc pe fundalul reforme în justiție, în care absolut niciun concurs anunțat nu a fost dus până la capăt, în condițiile în care
pe criterii politice sunt numiți și în Consiliul Superior al Procurorilor și în Consiliul Superior al Judecătorilor, pe fundalul când prețurile și inflația a scăpat de sub control, să vorbești despre democrație celor care trăiesc în alte condiții, e frumos. Să încerce să vină cu acest mesaj în satul Murgeni, aici în Republica Moldova, Maia Sandu, 15 minute, fără bodyguards. Și îmbrăcată maiou galben cu echipa lui de acolo. Întrebarea, câte minute vor rezista în sală și cu ce viteză vor părăsi această sală? Adică, cu ce viteză vor parcurge 100 de metri. Cred că vor avea record republican. Da, merge acolo cu bodyguards, mai schimbă o rochiță, mai e bine, trebuie să aibă Republica Moldova o imagine, dar până la urmă nu înțelegem un singur lucru, fiindcă politica de aderare la Uniunea Europeană nu este una de speță externă, este de politică internă. Și atâta timp cât nu vom reuși pe plan intern să promovăm politicile necesare, așteptate de către cetățeni, restul rămâne așa, o iluzie, o iluzie deșartă. În iluzie trebuie să credem, vorba lui Cioran, nenorocul și norocul nostru că nu ne-am născut fără iluzii. Iluziile deșarte trebuie. Dacă rămânem la capitolul aderarea la Uniunea Europeană, 3-4 minute dacă îmi rezervați, fiindcă și aici oamenii nu trebuie, vă rog, da. Nu trebuie hrăniți cu iluzii. Întrebarea este cât va mai rezista și ce fel de Uniune Europeană va fi atunci când noi vom ajunge acolo. Atenție, noi nu avem încă nici semnale mici că vom deschide negocieri, fiindcă după obținerea statutului de candidat urmează etapa de deschidere a negocierilor de substanță. Noi nu am fost anunțați. Se prea poate să așteptăm ani de zile acest lucru. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită, dacă îndeplinim toate condițiile, la finele acestui an. Eu când o să vorbesc acum câteva minute, eu spun nu din simplu motiv că sunt anti-european sau cum se încearcă. Noi trebuie să privim lucrurile real. A trecut vremea când omul poate fi mințit și e necesar de mințit pentru a ajunge acolo la putere. Au venit timpurile când omul trebuie să fie scop, nu mijloc de a ajunge la putere. Omul trebuie să-i spunem clar că această Uniune Europeană s-ar putea ca atunci când noi vom ajunge acolo să nu mai fie. Dar va fi sau nu va fi, trebuie să ne facem temele pe acasă. Spuneți, vă rog, un sistem care nu este eficient, poate da rezultate. De exemplu, dacă o familie se ceartă, ea nu poate avea performanță în exterior, fiindcă este privită așa cum este privită de vecin permanent, se ceartă. Dacă un partid are disensiuni pe interior, el nu poate obține performanță. În condițiile în care Uniunea Europeană, să-i spunem pe perimetru așa general, are disensiuni când se vorbește de la centru, de o Europa în două viteze, Europa cu statele importante, mai puțin importante, adică orbita 1, orbita 2, orbita 3, orbita 4. Noi nu vorbim despre aceste lucruri, dar există disensiuni pe perimetrul Uniunii Europene. Există disensiuni pe interior. Germania acum nu mai este, este decapitată. Bătălia care se dă de supremație astăzi în Europa este între Polonia și Germania. Adică există lupte pe interior în condițiile când există aceste lupte și pe perimetru mare și pe perimetru mic. Rezultatele care le așteptăm noi când pot veni aici la noi? Și aici, atenție, eu cred că nici Uniunea Europeană nu vede în timp apropiat Republica Moldova și lucrurile trebuie privite. Vom fi zone, să-i spunem, aflate sub controlul Occidentului, dar în orbita cui vom fi noi? Vom fi în orbita Turciei, vom fi în orbita Chinei, nu vorbim că nu s-a terminat acest război, dacă va fi o rău împărțire după acest război din Ucraina, indiferent cum se va termina cu înfrângerea Rusiei sau Ucraina, oricum va fi o reîmpărțire. Cine va participa la această reîmpărțire? Cine va participa? Statele Unite și China. Rusia nu știu dacă va participa, independență de circunstanțe. Întrebarea este zona de influență. Până unii se va extinde a Chinei dacă va exista această împărțire? Adică, întrebări. Mai departe, Turcia, putem să fim sub influența orbita intereselor Turciei sau nu putem să fim sub influența Turciei? Mai departe, noi nu am discutat la modul serios, eu cred, pe undeva, chiar și în cercurile strânse, declarația președintelui sau prim-ministrului Poloniei, care a spus că Polonia devine avocatul Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. E o declarație care a trecut pe neobservată aici în Republica Moldova și eu vreau să beneficiez de câteva minute. Este foarte importantă această declarație, dacă a fost făcută la modul serios.
De ce spun la modul serios, cu ghilimele de rigoare? Fiindcă un prim-ministru, un președinte de stat, nu poate să nu vorbească serios. Se prea poate să fi făcut această declarație din curtoazie. Eu mai știu, poate aș avut pe undeva o întâlnire iarăși cu Maia Sandu sau o convorbire telefonică, sau da, în legătură cu acest meeting mai există și o platformă, suntem cu Moldova, poate în contextul acestei platforme. Dar dacă această declarație vine în contextul a unui proiect mai vechi, a unei axe, Britania, Marea Britanie, Londra, Varșovia, Kiev, Chișinău, Istanbul, mai țineți minte în declarațiile înainte de război a lui Zelenski despre o NATO altă, despre o altă axă, o altă mică Europa pe această axă, atunci lucrurile par să fie clare. În condițiile când există disensiuni pe perimetru mare, în condițiile în care există lupta pentru supremație între Polonia, Germania și Franța acolo, Marea Britanie, care a plecat nu de dragul de a pleca din comunitatea europeană, dar pentru ca această comunitate să se ruineze, cel puțin din punct de vedere economic, pentru a avea ea supremație, această axă devine una reală. Mai departe, când vorbim de, am vorbit despre zonele de influență a acestui teritoriu, că stat aici, cred că încă nu va fi în timp apropiat. Vorbim de Uniunea Europeană, dar nu vorbim la modul serios ce este cu acest acord de împrumut de 100 de milioane care urmează să fie pus în negocieri, semnă cu Japonia, pentru susținerea Republicii Moldova. El vine în contextul ipotezei că această zonă a Republicii Moldova poate fi una de influență, dacă nu occidentală, pe undeva direct, pe undeva asiatică, dar o altă influență, nu e Asia, nu a Chinei, dar a Japoniei, care se află în adversitate. Păi, de unde vine ăsta, așa vine acest gran? Da, el a fost negociat pe februarie, adică s-au început acolo negocierile, adică în culise, acum în mod oficial trebuie să meargă să semneze. Cu alte cuvinte, în condițiile în care vin țările asiatice aici, Polonia își declară să fie avocatul Republicii Moldova, îmi pare rău că rămâne România pe undeva, acolo în umbră, și nu mai are întâietate aici în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, în timp apropiat, eu văd Republica Moldova ca un teritoriu pe care vreau să-l decisioneze alte state și cum aflarea noastră în comunitatea europeană este un vis, este o iluzie, este deșart sau nu e deșart, avem obligațiunea să ne punem întrebarea zilnică și să căutăm răspunsuri fiecare în parte. Deocamdată, partea bună a lucrurilor este că astăzi lumea s-a separat. Sunt două separații clare. Lumea occidentală, adică țările mai exact, care preferă să aibă un jandar, să aibă un centru de decizii, vorbesc aici Statele Unite, centru de decizii, Uniunea Europeană, nivelul 2, și la rest pe orizontală, cum vreți, pe verticală în continuare, la Uniunea Europeană. Și sunt statele care s-au separat, care spun că, nu, domnule, noi nu vrem să vină deciziile dintr-un singur centru, statele care vrem să fie mai multe centre de decizii. Adică eu ca și stat să merg să negociez o soluție sau un acord cu 4-5 state, dar nu cu un singur jandar. Noi se pare că suntem în zona occidentală, care acceptăm să avem un singur centru de emitere a deciziilor. Adică să fim într-o Uniune Sovietică, dar într-o altă variantă, într-o variantă light, la prima vedere, dar în esență aceeași Uniune Sovietică, cei care am trecut Uniunea Sovietică, am trăit aceleași directive venite de la Moscova, aceleași hotărâri în plenare Curții Supreme de Justiție, obligatorii și aici pentru Republica Moldova, le primim astăzi de la instituțiile europene. Absolut nimic. De fapt, ei devine realitate vorba lui Bukovski, un disident rus, care spunea, mie teamă, spuneam că cu 15 ani în urmă, că Uniunea Europeană să nu se transforme într-o URSS-2. Acest lucru este astăzi pe față. Noi încercăm și să nu vedem acest lucru, fiindcă venind în spațiu public, spunând aceste cuvinte, dumneavoastră credeți că eu pot fi acceptat la vreo ambasadă dacă solicită întâlnire după asta? Deci, absolut. Adică dumneavoastră considerați că unica șansă ca să rămânem demni este să nu cădem sub influența, nu se știe a cui încă, este unirea cu România. Da, este unirea. Îmi pare rău că România, dacă România
poate este jucată și soarta României. Nu vreau să intru în dezbatere subiectul României, respect prea mult clasa politică de acolo și aș putea să vorbesc lucruri care sunt în disonanță cu unii lideri politici de acolo. Nu că mă simt provincial în raportul ăsta, am putea vorbi și altă dată să mă pregătesc mai profund, mai în special pe acest subiect, dar România are șansa să rateze acest teritoriu încă o dată, cum l-a ratat în 1940, să-l rateze în folosul lumbei spațiul anglosaxon. Am vorbit de acea axă. Fiindcă Marea Britanie nu a plecat, am spus, plecarea de acolo prezume și această lume. Noi trebuie astăzi vremuri în care această lume ia oricum, e la o ruptură tectonică. Am vorbit de prima separație, va pleca pe separarea zonelor, să spunem, valutare. Clar lucru că Marea Britanie își dorește o zonă de control, să aibă și controlul valutar. Pentru asta e nevoie de o populație, de, spun specialiști în domeniu, nu eu, de 450-500 de milioane. Zona de influență a Marei Britanii nu trebuie ignorată. Noi nu vorbim de influența Marei Britanii în această zonă, fiindcă influențează Ucraina, iar noi suntem priviți cu părere de rău, nu ca un județ la marele borduri de discuții. Percepția mea, cel puțin, este că Moldova nu este văzută ca un județ a României, dar ca un oblast a Ucrainei. Bordul pentru marele proiecte care sunt derulate aici în Republica Moldova, se află la Kiev și nu la București. Iar în condițiile când vine Polonia și declară că noi suntem avocatul Republicii Moldova, România rămâne pe din afară. Ori această declarație nu cred că a fost făcută, de dragul de a fi făcută, de a-i lua i-a luat fața până la urmă României. Ce urmează mai departe după această declarație? Fiindcă ori rămânem în zona anglosaxonă, zona asiatică, nu ar trebui, sau rămânem în zona euromediteraneană, mai aproape de Italia, Spania, Grecia, în această zonă latină unde noi ne simțim confortabil ca și spirit până la urmă. Eu nu știu unde rămânem, dar știu cerc, trebuie să luăm publicitate, domnilor. După care revenim, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Dron, haideți să trecem la știri. Eu n-am să vă rog să le comentați, eu am să întreb un pic mai amplu, dar vă rog, nu răspundeți așa de amplu. Răspundeți foarte bine. Da, ok. Sunt foarte bune răspunsurile dumneavoastră, dar subiecte la fel sunt de mult. Sunt plicticoase. Eu sunt conștient de lucrurile astea, dar da. Nu, cine vrea să asculte și să înțeleagă ceva, măcar trebuie să asculte așa ceva. Eu sunt obligat să vorbesc despre lucrurile astea în calitate de președinte de partid, fiindcă așa, dar eu sunt obligat în calitate de reporter să vorbesc și despre știri. Una dintre știrile care a venit astăzi suna cam în felul următor, că fostul premier al țării noastre, domnul Iurie Leancă, fostul ministru al economiei, domnul Valeriu Lazăr, fostul șef de la APP, domnul Copaci, au fost așteptați în sala de judecată, căci a început procesul împotriva domnilor lor în dosarul concesionării aeroportului de prin 2013. Întrebarea ar fi alta. La noi în țară 8 băieți au vândut un aeroport, l-au dat nu știu cui, doar ăștia, ori noi atunci aveam și guvern plin și majoritate parlamentară. Foarte multe instituții, că ăsta totuși nu e o mapă, ăsta e aeroportul țării tale. Două componente are această știre. Este componenta politică și este componenta juridică. În Republica Moldova nu există răspundere ministerială, nu există răspundere colectivă, răspunderea penală este una individuală. Nu cunosc materialele dosarului și nu mă hazardez să vorbesc pe aspectul penal al acestei chestiuni. Dar să reținem, aeroportul Republicii Moldova nu a fost transmis în proprietatea cuiva. El a fost și este proprietatea statului Republica Moldova. A fost semnat un contract de concesiune. Fel de arendă. Da. Un parteneriat public-privat, să-i spunem așa. Dacă acel contract
a fost semnat cu abateri care de la lege, care conțin semnele unei componențe de infracțiune, se decide instanțele de judecată. Dar am spus, nu există răspundere ministerială, aici este de guvern o hotărâre. Dar partea plină a paharului, furtul miliardului, s-a produs tot prin votul de guvern. În mod normal, dacă am avea consecvența, am fi consecvență în lupta cu corupția, și asta trec la aspectul politic așa lent, astăzi trebuie să avem pe rol dosarele la toți miniștrii care în guvernul care a fost au votat ca din visteria statului Republicii Moldova să plece echivalentul unui miliard de dolari. De ce a fost văduvit bugetul statului prin această concesionare și nu a fost văduvit visteria statului și bugetul statului prin acea hotărâre de guvern? Nu cumva avem parte de o justiție penală din partea procurorilor în mod selectiv? Sau nu din cauza că la ședința de guvern, când a fost votat acordarea celui miliard din visteria statului pentru cele trei bănci, a votat și președinta de astăzi, Maia Sandu? Cu alte cuvinte, când am spus că are tentă politică, are tentă politică fiindcă eu n-am renunțat la cea lozincă electorală, lupta cu corupția. Lupta cu corupția se duce în surdină, lupta cu corupția nu este o campanie, lupta cu corupția trebuie să fie dusă în condiții de normalitate, de respectare a legislației, de respectare a Constituției în primul rând. Prin urmare, vom vedea dacă aceste criterii, tot ce înseamnă normalitate în sensul legii, va fi respectată și atunci îmi voi retrage acuzațiile că este o chestiune trimiterea acestui dosar și ca și un PR politic pentru actuala guvernare. Voi vedea aici, voi cere la dumneavoastră aici în platou să vin cu scuzele de rigoare că nu este pe undeva și o componentă politică în susținerea acestui lozinci, dacă peste două luni de zile vom avea pe rolul procurorilor și dosarul celor care au votat văduvirea visteriei statului de un miliard. Atâta timp cât nu va fi aceste lucruri în consecvență, aceste lucruri nu vor fi în consecvență, am dreptul rezervat că vom asista la un spectacol că circ și pâine. Pâine nu prea este, spectacol trebuie furnizat, circ trebuie furnizat. Nu zic că acest dosar nu ar trebui să plece, nu cunosc. Dar eu aș vrea că odată cu trimiterea acestui dosar în judecată să nu mai avem știri în spațiu public decât sentința finală. Bine zis. Continuăm cu știrile. Astăzi, șeful socialiștilor împreună cu fracțiunea sa din Consiliul Municipal Chișinău a organizat o conferință de presă în fața primăriei și când au început să bată în Ion Ceban, disereau tot din ce putea sară din Ion Ceban. El acuzau că ei l-au făcut, socialiștii l-au făcut primar, că socialiștii când au fost la guvernare i-au dat sute de milioane pentru Chișinău, cu care Ceban acum se laudă că are anumite proiecte datorită cărora. Au zis că vor avea candidatul propriu, acești socialiști, n-au spus cine, se gândesc. Trebuie să nu credeți că din punct de vedere politic este o tactică greșită. Totuși, eu înțeleg că ei, și că acum domnul Ceban un fel de pro-european, socialiști, dar totuși de la aceeași mamă vin. Și astfel, de aici n-au de câștigat decât cei de la putere. Dar până la urmă este o chestiune de strategie de partid, poate e vorba de rivalitate sau până la urmă de gelozie a unor foști membri de partid. Eu cu riscul de a supăra pe cineva până la urmă, dar încet înțeleg spectrul politic și scena politică cam cine este stăpânul și cine este câinele. Și unele proiecte politice aici în Republica Moldova sunt de durată. Grupurile de interese au fost întotdeauna în spatele la partidele mari. Puține partide au reușit să țâșnească, cu excepție, nu generalizăm,
a țâșnit Partidul Liberal, fără a avea grupuri în spate, să-i spunem, a țâșnit. Creșterea Partidului Comuniștilor a fost una pe valul nemulțumirilor guvernării care a fost atunci, dar a fost mai apoi preluat în spate de către grupuri de obscure, de grupuri de interese, ca și aceleași grupuri care sunt astăzi și în spatele Partidului de Guvernământ. Și percepția este că acel grup care a fost în spatele Partidului Comuniștilor, atunci când proiectul Partidului Comuniștilor era în apus, a apărut un nou proiect, proiectul Socialiștilor, cu Igor Dodon în frunte. Când a venit apusul Partidului Socialiștilor, același grup se pare, din aceeași matrioșcă, o altă matrioșcă, cu altă Marie, o altă Marie cu altă pălărie, se pornește. De aici și rivalitatea. Cineva nu mai investește când a investit undeva, s-au schimbat, cineva are alte priorități. Acum se pare că eu nu aș vrea să dispară, apropo, niciun partid din Republica Moldova, aș vrea ca bătăliile în platou să fie pe idei, pe abordarea problemelor și nu pe chestiuni de ordin personal. Aceste rivalități publice să dea Domnul să fie unul politici, dar mi-e teamă că au în spate frustrări personale. Și asta dă prost și la imagine și până la urmă lucrurile astea nu pot avea efect în timp. Ce așteptări aveți de la localele din Chișinău anul ăsta? Aștept de la localele din Chișinău participarea cetățenilor să fie mai mare decât a fost ultimele. Dacă în 2015, suntem în cădire, dacă în 2015 am avut 47, dacă nu greșesc, virgulă la sută. În 2019 au fost 30 cu cădere 10%. Mi-e teamă că acum va fi o cădere de prezență la vot și mai mică. Aș vrea ca la alegerile locale să aud și alte mesaje decât de a face trotuare sau, pardon, face trotuare, o altă expresie, cei de la București pot această chestiune, adică de a face piste de pietoni și tot de felul ăsta. Candidatul PAS-ului câștigă din primul tur în Chișinău. Dar cine este candidatul PAS? Eu cred că nici PAS nu știe. Candidatul PAS poate câștiga din primul tur dacă nu va afișa că vine susținut de partidul PAS. Una la mână. Doi, partidul PAS poate câștiga din primul tur dacă softul de numărare a voturilor va fi manevrat în același fel cum a fost manevrat atât la alegerea președintelui cât și la alegerile parlamentare. Eu trăiesc cu ipoteza și ferma mea convingere, s-ar putea și greșite, dar eroarea sau să-i spunem este una onestă, această ipoteza mea, că au fost măsluite alegerile prin aceste softuri de numărare. Cu titlul de dovadă nu pornește de la o chestiune subiectivă. Eu am făcut o interpelare și am repetat în câteva ore în spațiu public, am făcut o interpelare la Comisia Electorală Centrală în care am pus trei întrebări, dintre care două întrebări sunau cam în felul următor. Cine este autorul softului? De la cine a fost cumpărat acest soft? De numărarea voturilor? Și doi, cine gestionează acest soft? Mie mi s-a răspuns că CEC este proprietarul. Pardon, eu nu am întrebat cine este proprietarul. Dumneavoastră puteți fi proprietarul restaurantului, dar să fii în gestiunea unei alte companii. Dumneavoastră puteți fi proprietarul apartamentului, dar să fii în gestiunea chiriașilor 20 de ani de zile. Ei nu mi-au răspuns la întrebarea mea. Prin urmare, în condițiile în care unele ambasade, la prima oră, cunosc ei, în primul rând, care e numărul de infracțiuni în Chișinău înainte de a cunoaște ministrul de interne. Așa se vorbește pe târg. Acest lucru n-ar trebui să ne uimească. Că numărarea voturilor în Republica e o problemă, e un subiect care noi evităm să-l discutăm și dacă eu sunt într-o eroare, sunt într-o eroare onestă și aș vrea pe acest subiect să am dezbatere de substanță aici, cum funcționează, cum a fost elaborat, când a fost cumpărat acest soft. Există pericolul de
de a fi periclitat acolo, de a fi cumva, eu știu, alterat votul final. Care este garanția cibernetică? Cine asigură această siguranță cibernetică a tot ce înseamnă numărarea voturilor în Republica Moldova? Atâta timp cât nu avem răspuns la aceste întrebări, pe motiv că nu este subiect de nu sunt subiecte de discuții, eu am dreptul rezervat la această ipoteză. Este o părere și nimic mai mult. Domnule Dron, haideți, în Găgăuzia a câștigat o candidată susținută de Partidul Șor. Ea a câștigat și în primul tur, a câștigat și în al doilea tur. Se pare că Chișinăului nu i-a plăcut asta. Noaptea au fost mascați pe acolo ca să ia buletine de vot. Mâine se vor verifica listele. La Chișinău mulți se dau cu părerea. Spiritele sunt cing la Comrat. Pe de altă parte, lucru care uimește tare, formațiuni politice, gen al domnului Chicu, al domnului Renato Sată, al domnului Vladimir Filat, a multor altora, care îl detestă Pișor, iau apărarea candidate și alegeri din Găgăuzia, în pofida faptului că e Pișor acolo. Dar spun că oameni buni acolo s-au comit ceva lucruri ieșite din comun. Dar dumneavoastră, cum vedeți toată istoria asta? Partidele și liderii de partid pe care i-ați numit dumneavoastră, eu nu cred că ei iau apărarea lui Șor, ei sunt în apărarea mecanismelor și proceselor democratice. Pardon, e mai bine spus așa, da. Democrația, ca și sistem, este unicul, cel mai propriu ființei umane. Însă, are un mare handicap. Nu are criteriile de selectare a oamenilor care merită să guverneze țara. Iată, aceste criterii de selectare sistemul democratic nu-l are. Ne place, nu ne place. Dacă nu ne place, trebuie să găsim aceste criterii. Atâta timp cât noi am pus în funcțiune mecanismele cu această hibă, cu acest viciu de proiect, noi trebuie să acceptăm și rezultatele care sunt. Lucru, colegii de partide au observat și eu sunt solidar și sunt în apărarea mecanismelor și proceselor democratice, fiindcă ceea ce fac actuala guvernare, pe lângă faptul că ignoră aceste mecanisme și încearcă să le substituie cu puterea unei persoane sau puterea unui singur partid, ei de fapt nici nu realizează că în două zile au substituit justiția în Republica Moldova cu puterea executivă. Atenție! Vine prim-ministru și declară că aceste alegeri trebuie invalidate. Absolut nimic, nefiind procuror. După aceste declarații, el clar lucru că el încearcă să fie mai de ochiat decât președinta pe alocuri cu unele declarații, a început să o scalde prin spațiul public, dar asta nu i-a scutit pe alegătorii din Găgăuzia să se trezească cu mascații, atenție, în instanța de judecată, lucru foarte grav care s-a produs. De fapt, ridicarea buletinelor de acolo și a listelor și aducerea lor la CNA înseamnă substituirea justiției astăzi în Republica Moldova. Justiția astăzi în Republica Moldova este substituită de către guvern, de către puterea executivă, de către Ministerul de Interne sau o altă instituție, pe când decizia valabil sau nu valabil aparține instanțelor de judecată. Dacă ei nu intrau în instanța de judecată, aș fi avut o altă retorică aici și alte concluzii. Este cel mai prost lucru care s-a comis aici. Și lucru, și eu am să privesc din alt aspect, lucru să aici avem de a face până la urmă cu alegerile din Găgăuzia, fie cu încălcarea unor norme, s-ar putea să existe, nu trebuie să excludem, fie este vorba de niște frustrări personale până la urmă. Și aceste frustrări domină raționamentul politic și mentalitatea omului de stat. Două detalii. Pe 5 mai, după primul tur de scrutin, vine declarația ambasadorului Statelor Unite, care a fost acolo pe data de 30 aprilie împreună cu ambasadorul Uniunii Europene. Eu am văzut lista de observatori.
puține ambasadori au fost observatori, ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul Uniunii Europene s-au înregistrat la Comisia Electorală Centrală ca și observatori, s-au aflat acolo în zonă. Nu am văzut declarații de la observatori de acolo că au fost fraude sau încălcări în așa măsură încât să vicieze rezultatul final din primul tur. Pe 5 mai, ambasada Statelor Unite cunoaște mai mult, cred, decât cunoaștem noi, chiar și dacă stăm aici, a venit cu o declarație. Și atenție, spune că ambasada Statelor Unite va colabora cu bașcanul care va fi ales, indiferent de cine va fi ales. Eu nu cred că ambasada Statelor Unite refuză, cred, că face un joc de duble standarde. Pe de o parte vine și spune că vom accepta candidatul care este, pe de altă parte încurajează acțiunile actuale guvernări, fiindcă astfel de acțiuni au fost și pe vremea guvernului Filip, care au fost sancționați dur și la prima oră, în secunda a doi, de către ambasadele din Republica Moldova. Prin urmare, de ce tacă ambasadele din Republica Moldova? Să aibă girul ambasadelor? Sau este vorba de o frustrare personală? Fiindcă, apropo, potrivit legii 344, dacă nu greșesc, ce ține de statutul special UTA Găgăuze, bașcanul ales este, potrivit legii guvernului, și membru de guvern, însă membru de guvern se face prin decretul președintelui Republicii Moldova. Poate cineva nu-și poate închipui că își va pune semnătura unui candidat la partid ușor să fie membru de guvern. Prea multe întrebări până la urmă, dar cel mai important este, dincolo de faptul că sunt ignorate mecanismele democratice, voința celor, ambasadele tac, în plus, justiția, puterea judecătorească, a fost substituită de către puterea executivă. Aici sunt, este de obligațiunea, cel puțin delegații Uniunii Europene, să ne vină cu un mesaj pentru a ne numere. Altfel, dacă cu adevărat cineva ne dorește un stat acolo în centrul Europei, s-ar putea că din dragostea pentru un grup restrâns care se află atât la putere, Uniunea Europeană și tot ce este ambasada aici să piardă încredere la 1 milion sau 2 milioane de oameni care sunt aici. Pe tava este mult. Sau dacă cineva a hotărât că noi putem fi rupți, frânți, așa, doriți sau nu doriți, veți fi acolo și veți face cum vrem noi, asta este cu totul altceva. Astfel de lucruri nu trebuie tolerate, nu trebuie încurajate. Iar tăcerea este încurajarea unor astfel. Este o complicitate tacită la astfel de chestiuni. Și salut curajul partidelor care iau atitudine cu riscul de a avea etichete. Noi trebuie să trecem peste această frică de a nu fi etichetați în apărarea proceselor și mecanismelor democratici aici în Republica Moldova. Am tăcut ce s-a întâmplat la Bălți. Tacem ce se întâmplă în Găgăuzia și nu realizăm că urmăm noi. După șor vine noi. Urmează hotărârea Curții Constituționale. Vom vedea ce va fi după aia. Dar să reținem că ce se întâmplă în Găgăuzia se va întâmpla și în alegerile care nu vor conveni actuale guvernări. Se va întâmpla cu alte partide. Astăzi el este dușmanul numărul unu. Mâine vor fi alte partide. Lucrurile, a spus Comisia de la Veneția, trebuie clar separate. Există partidul și există persoane care sunt în fruntea partidului. Lucrurile nu trebuie confundate. Aici se confundă borcanele. Deci, procesul la Curtea Constituțională, ce ne puteți spune, 6 zile a durat. Pe 12 iunie urmează pledoariile finale. După care decizii. Da, să finalizez un pic cu Găgăuzia. Puterea oricum este astăzi într-o situație proastă. Dacă ei invalidează aceste hotărâri, atunci au ignorat declarația ambasadorului. Dacă ei au refuzat declarația ambasadorului, noi suntem datori să facem o altă concluzie. Înseamnă că Maia Sandu și această grupare sunt gestionați de alți mentori decât ambasada Americii de aici. Da, ei au trecut peste mesajul ambasadorului. Înseamnă că este altcineva. Și oricum vine prost. Dacă anulează și dacă nu anulează, cum vor ieși din această chestiune? Ei, înțelegeți, greșeala câteodată, se greșești, e omenești. Să insiști în prostie e cel mai grav lucru care se întâmplă.
Ei au ridicat de acolo buletinele. Au spus că sunt încălcări. Dacă nu sunt acolo, ce vor face? Vor ieși și vor recunoaște că nu au fost încălcări? Sau vor insista în prostie? Sau vor manipula ca să iasă cu fața curată? Cum n-ai da? Ei au intrat într-o tărășenie și vor ieși prost, într-un fel sau altul. Lucrurile care încep prost se termină și mai prost. Ambasada Statelor Unite, de fapt, le-a sugerat, încetați, acceptați că există alte mecanisme. Apropo, ne-am auzit, există potrivit legii, candidatul trebuie să cunoască limba găgăuză, cunoaște această doamnă limba găgăuză, cum au fost altceva, alte proceduri acolo respectate până la urmă. Și apropo, îi fac o mare greșeală, fiindcă Republica Moldova nu se poate încadra pe grupuri sociale, în corpuri. Uniunea Europeană și Statele Unite investesc bani enorme acolo în ONG-uri pro-occidentale și mass media. Și îi fac praf toate investițiile de acolo. Fiindcă în 8, 9, 10 ani de zile, acolo lucrurile se vor schimba. Căpetenia clasei politice prin aceste ONG-uri și investiții occidentale care vin se va schimba. Și se va schimba și electoratul. La început trebuie să schimb căpetenia politică, mai apoi se schimbă și bazinul politic. Adică investițiile preconizate pentru 8-9 ani de zile acolo, ăștia dintr-o pornire, eu știu, dintr-o frustrare personală, fac praf acele investiții. Dincolo de faptul că mai fac și o imagine proastă în general statului Republica Moldova prin aceste exerciții de invalidare a alegerilor. Domnul Dron, nu o să mă credeți și o să vă supărați, dar noi avem fix 5 minute, chiar 4 jumate. Vă rog. Procesul la Curtea Constituțională, 6 zile, da, plădării. Procesul la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională se află la fel, se află într-o dilemă. Pe de o parte sunt forțați, au ridicat prea sus planca, ștacheta, încearcă să și-au forțat lucrurile. Comisia de la Veneția a venit cu un raport în care de fapt nu dă nicio șansă guvernării ca prin probele prezentate inițial acolo să fie scos în afară legea acest partid, fiindcă acolo le sugerează, faceți clar delimitările. Ei au mai făcut niște perchezițiile pe la partid, încercând să-și consolideze probele acolo, iar această pauză, până la urmă, tot este determinată de faptul pe undeva de a opri acest proces, această sminteală, se pare pe undeva de a distorsiona, de a opri aceste derapaje de la normele democratice. Dumneavoastră știți că, deci cum Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea a două funcții de membru în CSM din rândul judecătorilor de la Curtea Supremă și Curtea de Apel. La Curtea de Apel deocamdată e liniște, revoluția a început, de acolo e lejer. La Curtea Supremă de Justiție au rămas doar 4, dintre care 2 picaseră Comisia Preveting. Deci logica elementară zice că doar 2 din ăștia 4 pot candida la concurs. Dar mai sunt încă vreo 17 delegați din primele instanțe, din toate raioanele. Cine poate concura acum la funcția de membru al CSM? Un judecător care vine, de exemplu, inclusiv cei 17 delegați sau doar cei 2 de la Curtea Supremă de Justiție? Cei care sunt delegați nu au dreptul să participe, fiindcă ei sunt temporari, sunt delegați acolo și nu sunt membre a Curții Supreme de Justiție. Prin definiție nu pot participa. Au rămas 4 sau 5 persoane, 2 sau care nu au trecut acolo, dar până la urmă, ăsta sunt efectele. Cauza este că, iată, situația asta e de fapt tabloul reformei care e în cap la dânși. De asta pentru o reformă este nevoie de, atenție, viziune, voință politică și capacități de realizare a voinței și viziunii. Viziune nu au, voință politică nu au, dar capacități e deficit mare în Republica Moldova, că ei au sterilizat tot ce înseamnă opinie alta decât opinia mea. Ce cu bătaia asta dintre, pe de o parte, CNA, în frunte cu domnul Iulian Rusu, pe de altă parte, Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală, în frunte cu Veronica Dragalină, respectiv Ion Munteanu? E o bătălie care e și de așteptat. Eu îmi pare rău că avem puțin timp. Corpul de procurori este cum este. Avem o generație, și îmi pare rău să spun, o generație de procurori care au fost altfel cultivați, o generație de procurori pentru care locul de muncă este o chestiune de afaceri.
Și de aici și aceste bătălii mari care vin, grupurile, grupurețele, bisericuțele care sunt acolo, e lucru bun care se întâmplă. Acest lucru nu înseamnă că e vocația pe interior de autovindecare. Asta e dovada faptului că reformele pornite au fost pornite prost și ele nu dau rezultatele. Ele, de fapt, dau bătăliile pe interior care fac prost întreg sistemului. Sistemul, până la urmă, este cel care pierde. Când vorbesc sistem, să fie clar, vorbesc de instituțiile statului. Prin aceste reglări de conturi sunt la bătaie instituțiile statului. Iar lipsa de credibilitate este atât de mare încât astăzi avem nevoie de ani de zile ca să consolidăm aceasta. Nu că să consolidăm, să o readucem pe undeva pe linia de plutire autoritatea instituțiilor statului. Dar ei nu asta au de făcut acolo. Unii și-au de rezolvat problemele de ordin personal, creditele sau alte promisiuni la grupurile care i-au adus în funcțiile de procurori. Fiindcă nu numai bancherii, nu numai politicienii, dar și grupurile criminale și alte grupuri își au oamenii și judecătorii plantați acolo, fiindcă e o afacere bună în Republica Moldova să investești într-un procuror sau un judecător. Domnul domn, trebuie să mergem pe casă. Îmi pare rău că acest subiect la justiție a fost atât de scurt, dar cred că rămâne pentru o altă dată. Neapărat. Vedeți că sunt obraznic pe undeva, încerc să cerșesc o altă invitație. Chiar cu mare drag. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.